PSD vrea să transforme salariul minim într-un fel de protecție socială pentru cei care nu au nicio calificare. Socialdemocrații au și pregătit un proiect de lege prin care salariul minim să fie dat doar muncitorilor necalificați și celor angajați pe posturi care nu cer o calificare. Vom depune în Parlament un proiect de lege pentru a proteja drepturile angajaților români și în special a celor care sunt plătiți cu salariu minim. Avem în acest moment peste 1,7 milioane de persoane salarizate la nivel de salariu minim în România, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din totalul de angajați din țara noastră. Concret, spun cei din PSD, salariul minim nu ar trebui dat decât celor fără calificare și asta doar pe o perioadă de cel mult 2 ani, timp în care angajatorul este obligat să organizeze cursuri de formare pentru a-și califica muncitorii. Potrivit ideii socialdemocraților, antreprenorul va primi niște vouchere de la stat în acest sens. Noi credem că salariul minim trebuie să redevină un instrument de protecție socială valabil doar pentru persoanele apte de muncă care nu au niciun fel de calificare. Salariul minim se acordă pe o perioadă determinată de până la 12-24 de luni. 3. În perioada acordării salariului minim unui angajat, antreprenorul să beneficieze de vouchere pentru formare profesională acordate de stat, prin care să califice personalul angajat.